Mihai, salut și bine ați revenit! Fac din nou un material video referitor la spray-urile irita lacrimogene sub formă de pistol, pentru că cineva, unul din urmăritori, mi-a adresat o întrebare, nu mai țin minte dacă pe pagina de Facebook sau pe TikTok, referitoare la un print screen, un astfel de pistol, ceva asemănător, un spray irita lacrimogen sub formă de pistol, de pe site-ul EMAG. Și omul era curios dacă se supune acelorași condiții din legea armelor ca și armele de foc. Ei bine, reamintesc faptul că anul trecut, prin luna septembrie, deci în 2020, am realizat două materiale video, unul cu tematică juridică în ceea ce privește deținerea, achiziționarea, deținerea și folosirea unor astfel de spray-uri, după ce am trimis în prealabil, am înaintat o petiție la care am primit și răspuns, către Direcția Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase, DASP-ul, iubiții noștri DASP. Răspunsul m-a uimit, mă așteptam să-mi dea un răspuns tâmp, la fel cum au dat și în ceea ce privește jucăriile alea HDR, HDS, HDP-uri, dar după cum o să urmăriți, am descriere materialul video, cele două materiale video, atât cel juridic cât și testul din teren. O să vedeți de pe expresia feței mele că am fost uimit de logica și corectitudinea răspunsului și m-am bucurat de faptul că era un asentiment cu interpretarea mea juridică a legii. Dar am zis, bă, dacă ei sunt șefii la arme, zic, hai să le pun lor întrebare. Ok, după ce am primit răspunsul, abia atunci m-am apucat să fac materialul video. Așadar, stimate urmăritori, cel care mi-a adresat întrebarea, îmi cer scuze că nu ți-am reținut numele. Bun, sper ca materialul video acesta să te ajute. Mă gândesc că poate nu l-ai văzut pe cel de anul trecut. Deci, din răspunsul pe care mi l-a dat DASP-ul, nu mai am. Am căutat răspunsul petiției, să-l mai citesc o dată. Nu l-am găsit. E undeva prin casă, prin hârtii. Dar, din răspunsul pe care DASP-ul mi l-a dat, trag următoarea concluzie. Spray-urile irita lacrimogene sub formă de pistol, cum este și acesta, nu se supun acelorași condiții ca armele de foc. Da? Pentru simplu fapt că arată ca un pistol. Deci, cu alte cuvinte, ca să cumperi un spray irita lacrimogen sub formă de pistol, nu ai nevoie de autorizație de cumpărare. Ca să-l deții, n-ai nevoie de permis de armă. În ceea ce privește folosirea, legea armelor și munițiilor nu mai este incident în această situație, pentru că ea tratează armele de foc. În schimb, este incident codul penal sub aspectul articolelor 19 respectiv 20, adică legitima apărare și stare de necesitate. Ce înseamnă legitima apărare? Reamintim, este legitima apărare acela care comite fapta pentru a îndepărta un atac material direct, imediat, injust și care pune în pericol persoana sa sau altuia, iar apărarea să fie proporțională cu gravitatea atacului. Iar starea de necesitate este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel, da? Viața, integritatea corporală sau sănătatea sa, ori alte persoane, sau un bun important al sa sau alte persoane, sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. Deci te doare mintea la starea de necesitate. Din punctul meu de vedere, ar trebui modificată din temelie și simplificată maximum, astfel încât să fie ușor de înțeles și de aplicat și de reținut în situațiile, în spețele concrete, practice. Deci, iată care sunt situațiile în care putem să folosim spray-urile irita lacrimogene, repet, chiar dacă ele vin în formă de pistol. Bine, dai seama că dacă ai îndreptat lei pe ăsta, ăsta e un Razer PMG 37, pe care l-am primit de la băieții de la Airsoft ieftin din București. Salut din nou, băieți, și mulțumesc pentru jucărie. Dați seama că dacă îl îndrepti pe ăsta înspre o persoană, să cam caca aia pe aia de frică, știi, cam îngheață sângele în vene. Cealaltă prevedere din codul penal este articolul 372 cod penal, care vine și ne explică, ne prezintă strict care sunt locurile sau care sunt condițiile, situațiile în care nu avem, în care ne este interzis să-l deținem și să-l folosim, da? În ce situații, în ce locuri? Și aceste locuri, reamintesc, sunt următoarele. Deci nu avem voie să purtăm și nici să folosim spray-uri irita lacrimogene, pentru că ele se regăsesc între obiectele periculoase stipulate de acest articol. Deci nu avem voie să purtăm și să folosim în următoarele locuri: mijloace de transport în comun, adunări publice, manifestări cultural sportive, locuri special amenajate și autorizate pentru distracție sau agrement,
sediul instituțiilor publice și al autorităților publice și în locurile unde se desfășoară procesul electoral. Deci în aceste locuri nu avem voie să îl purtăm și nici să îl folosim. O să întrebați, dar pe stradă am voie? Da, pe stradă ai voie câtă vreme în locul de pe stradă, pe unde treci tu, nu este în desfășurare o adunare publică sau o manifestare cultural-sportivă. Poate nu înțelegeți ce înseamnă cultural-sportivă. Vă dau un exemplu. Are loc în fața primăriei, de regulă în fața primăriei, să spunem în Brăila, da? Platoul din fața, pentru cei care sunteți brăileni, platoul din fața Brăilei, din fața primăriei Brăila, de regulă nu este ocupat. Chiar dacă este amenajat frumos, este un loc public, da? Ai voie să te duci, să ai asupra ta. Eu așa interpretez. Deci eu interpretez că acolo, în fața primăriei, pe acel platou, întrucât nu este îngrădit, nu sunt indicatoare, eu știu, plăcuțe de avertizare, da? Ai voie să te duci și să ai asupra ta, să spunem că ești femeie, da? Ai voie să... Eu interpretez că ai dreptul să deții asupra ta un spray irritant lacrimogen. Sub formă de pistol sau, în fine, vorbim de spray irritant lacrimogen, da? Dar... Dacă în fața primărie, pe platoul din fața primăriei, se desfășoară o activitate culturală sub forma unor dansuri populare ocazionate de nu știu ce sărbătoare locală, națională. Dau un exemplu. Ziua Micii Uniri, Ziua Națională, comemorarea Revoluției Decembriste în 89. Orice, ați înțeles, da? Bun. Sau este un concert oferit de primărie, da? Este o manifestare artistică. Drept urmare, nu ai voie. Dacă ești găsit cu un spray irritant lacrimogen asupra ta, că despre spray-ul, repet, despre spray-ul vorbim, ți se reține fapta, ok? Manifestare sportivă. Să spunem că ești pe Călăraș, vorbim iarăși Brăila, da? Ești pe șoseaua Călărașilor și de regulă ai loc public, ok? Dar dacă într-o zi anume este îngrădit accesul autovehiculelor, da? Și pe un tronson din șoseaua Călărașilor se desfășoară niște întreceri sportive, aceea este o manifestare sportivă. Da? Și nu ai voie să fii găsit asupra ta cu spray irritant lacrimogen. Sau pe stadion, mult mai simplu, da? Nu ai voie să intri pe stadion cu asupra ta cu obiecte periculoase, printre care spray irritant lacrimogen. S-a înțeles? Sediul instituțiilor publice. N-ai voie să mergi la școală cu spray irritant lacrimogen. Școala, instituțiile de învățământ sunt instituții publice. Școala generală, liceul, facultatea, grădinița sunt instituții publice. N-ai voie să intri cu ele, cu un spray irritant lacrimogen asupra ta, în sediul instituțiilor publice. O să întrebați, dar în perimetru, în curtea școlii, am voie? Ne uităm la lege. Ce spune legea? În sediul instituțiilor sau în sediul autorităților publice. Sediul, eu înțeleg că este reprezentat de clădirea în sine. Drept urmare, în curtea școlii nu este sediu, dar curtea școlii face parte din perimetrul acelei instituții publice. Drept urmare, judecând și după spețele care au mai existat în trecut, eu sunt de părere că nici în curtea școlii nu este indicat să fii găsit sau să ai asupra ta, da? Nașpa să fii găsit, cu un spray irritant lacrimogen. Bănuiesc că sunt foarte mulți elevi, foarte mulți studenți care vin la școală având asupra lor cuțite, spray irritant lacrimogene din cauza fenomenului de bullying sau mai știu eu ce. În momentul în care intri în curtea școlii, ai intrat în acea instituție, pentru că perimetrul școlii face parte, este parte componentă a instituției publice. Drept urmare, eu interpretez că nu ai voie să intri nici în curtea școlii cu un cuțit sau cu un spray sau cu un electroșoc asupra ta și ce mai scrie la articolul 372 cod penal. Puneți mâna și citiți și voi articolul 372. N-ai voie de asemenea să intri în sediul poliției, în sediul jandarmeriei, în sediul poliției locale, în sediul acestor autorități publice, da? În sediul parchetului, în sediul tribunalului sau în sediul judecătoriei, da? N-ai voie să intri cu ele asupra ta. Desigur, la intrarea în instituțiile publice, respectiv la intrarea în autorități, în sediul autorităților publice, ar trebui, că știu, ar trebui pentru că nu se organizează la toate, ar trebui organizat serviciul de pază astfel încât, cum este la judecătorii, la instanțele de judecată, cum este în sediul primăriei, da? Cum este la intrarea unităților MAI, da? Se lasă la poartă, la intrare, se lasă obiectele pe care acolo ai voie să. Deci chiar dacă PCO, punctul de control acces, se află în clădirea efectivă, în instituție,
Nu este absolut nicio problemă, pentru că acolo este zona de tranzit, să spun așa. Zona unde ai dreptul să intri, să spunem, cu sprayul ta lacrimogen asupra ta și să-l lași acolo, la intrare, ca să nu încalci legea. Da? Deci acolo poți. O să întrebați, păi, la bancă am voie să intru? Păi să ne uităm cu exactitate la articolul 372, cod penal. Să vedem dacă spune și în sediu altor persoane juridice de interes public. Folosirea fără de portul, folosirea în sediu autorităților publice, instituțiilor publice sau altor persoane juridice de interes public. Deci iată că vine 372 ne spune și de asemenea în sediu altor persoane juridice de interes public. Am trimis o petiție către DASP pe vremea când era șef Liviu Vasilescu și oamenii mi-au spus, domnule, persoana juridică este cel de înțelesul de persoană juridică este cel dat de nu știu ce act normativ, iar termenul de interes sau de public, termenul public este dat de nu știu ce prevede articolul 175, dacă mă știu, l-au făcut eu trimitere la codul penal, respectiv termenul de interes este nu știu, în fine. Într-un final au zis, știți, aceste chestiune depășește atribuțiile, ne depășește atribuțiile, excede atribuțiile noastre. Drept urmare, n-am primit un răspuns concret. Bun, deci în concluzie, o să spuneți, probabil să vă întrebați, da la bancă am voie, da la poștă am voie să intru cu el? Nu, pentru că poșta, eu înțeleg că poșta este o altă instituție publică, iar banca, sediul unei bănci sau filiala unei bănci, este, banca este o persoană juridică de interes public. O să puneți întrebarea, probabil, dar la mall am voie să mă duc cu spray-ul după mine. Mall-ul, în interpretarea mea, este un loc public, întrucât este deschis, chiar dacă este un spațiu privat cu mici parcare și nu știu ce, este deschis destinat publicului. Drept urmare, eu interpretez de aici că are destinație publică, deci este un loc public. Sigur, la un moment dat dă cu virgulă, pista persoana juridică de interes public. Aici intervine problema cu interesul. Eu personal nu, interesul ține, mi-aduc aminte de civil, ține de civil, nu mi-a plăcut civilul, motiv pentru care nu știu să am să mă abțin de la a explica faza cu interesul. Da, în mare sper că ați înțeles cum stă treaba, cum se pune problema. Da? Deci încă o dată, trag în linie. Sprayurile iritale lacrimogene, chiar dacă sunt sub formă, se prinsă sub formă de pistol și voi atașa linkul către EMA, către acele produse sau acel produs despre care m-a întrebat respectiva persoană, nu au nevoie de autorizație de cumpărare pentru a fi achiziționate și nu au nevoie nici de permis de portarmă pentru a fi deținute. În ce privește folosirea lor, legitima apărare sau stare de necesitate și atenție unde le purtați și unde le folosiți, pentru că vine și completează articolul 372 cod penal, vine și completează legitima apărare și starea de necesitate. Și între 372 și 19 și 20 există niște punți de legătură, dar despre care nu am să vorbesc în prezentul material. Eu am fost Brad Heather, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și nu uitați, aveți voie să le să le cumpărați, să le dețineți fără niciun fel de document. Autorizație de cumpărare, permis de portarmă, pentru că știu că asta m-a întrebat respectiva persoană. Doamne ajută, numai bine și indiferent ce faceți, nu încălcați legea. Ciao!